Ne va regăsi, dragii mei, pe cei din Zodiac. Haideți să facem talarea pentru perioada 1-19 septembrie 2022, să vedem ce va așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce va așteaptă, o secundă, pe cei din Zodiac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-19 septembrie 2022. E foarte asemănător cu ceea ce văd aici, cu ce am văzut și la pești. Foarte asemănător. Este și chiar și la scorpion posibil, dar mai mult asemănător cu ce am văzut la pești. Aici este vorba despre o chestiune de faptul că reușiți să mergeți mai departe. Aici a fost un triunghi amoros. Ori a fost vorba de o persoană, regina de cupe, regina de bâte. Aici e un triunghi amoros. Cineva divorțează și cineva se desparte aici sau termină o relație. O persoană merge mai departe. Reușiți să mergeți mai departe. Cineva își dă seama că nu iubește cealaltă persoană. Ori aici a încercat, exact cum am văzut la pești, cineva să rețină o persoană pe loc. Creând un conflict. Un conflict care nu și-avea rostul. 4 de monede și 3 de săbi. E posibil ca cineva să fi încercat aici să țină cealaltă persoană pe loc. Sau cineva a ținut de un triunghi amoros. Ok? Sau de o persoană cu care relația nu mai funcționa. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac. Da, 3 de cupe, cavalerul de bâte, clar, justiția, moartea, un divorț. O secundă. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, 1-19 septembrie 2022. Da. 4 de monede, 3 de cupe, 3 de bâte, 3 de bâte, 3 de monede și puterea și regina de bâte. Aici, cum spun eu de obicei, doamnele, aveți rac și leu. Ori sunteți raci și aveți de-a face, poate ascendentul, descendentul este leu sau viceversa. Aici este turnul cu 7 de cupe. O confuzie s-a terminat la voi în legătură cu luna și 10 de cupe. Un ascunziș care avea loc în persoane cunoscute. În ceva ce voi a trebuit să aflați și va trebui să aflați. Cineva a încercat să vă blocheze judecata sau să nu vedeți adevărul. Să vă creeze o greutate. Asta mai lipsa să apară regina de săbii cu 3 de săbii. Că mai este a treia regină. Aici cineva a încercat să vă blocheze judecata. Pentru a nu avea un nou început. Sau pentru a nu a reuși să mergeți mai departe. Pentru că aici este o chestiune de 6 de cupe, 3 de cupe. E posibil aici o persoană foarte apropiată vouă să vă fi făcut asta. Foarte posibil. Și aici mi-apare o femeie din Săgetător. Sau care are și Săgetător. Gemeni. Balanță. Deci pot fi 3 femei. Dar aici nu s-a oprit. Aici s-a terminat. Pentru că voi ați înțeles care era confuzia aici. Voi ați înțeles cine sunt persoanele astea sau ați descoperit cine erau persoanele astea. Planul acestor persoane s-a terminat. Pentru că aici era vorba despre o obsesie într-un grup de oameni care vă urmăreau. E și cineva din pește aici, dar e și faptul că voi reușiți să mergeți mai departe. 7 de săbi și carul. Exact. Exact, aici era cineva care încerca să vă facă asta tot timpul, iar voi aici o să aveți un nou început extraordinar de frumos cu cineva din rac pe scorpion, ori persoana asta are foarte multă apă, sau este o persoană foarte iubitoare. Pentru că din câte văd aici este cineva care vine cu o ofertă de dragoste sau se grăbește să vină cu o ofertă de dragoste la voi odată ce toate lucrurile astea s-au încheiat.
și s-au încheiat. Nu urmează, s-au încheiat. Era și un berbec aici care făcea treaba asta. Un berbec care are foarte multă balanță. Deci berbecul ăsta are foarte multă balanță. Eremitul și diavolul. Persoana care v-a făcut asta este o persoană mult mai în vârstă sau capul răutăților este o persoană mult mai în vârstă cu diavolul, o persoană rea. Are foarte multă fecioară. Regele de monede cu 9 de săbi. Persoana asta o să plângă pentru ceea ce v-a făcut. Pentru că v-a făcut ceva foarte rău. Și a înțeles că acest joc s-a terminat. Magicianul 10 de săbi. A înțeles că acest rândul ăsta e cel mai frumos. Aici este ce deja s-a petrecut, s-a urmează să petreacă, adică finalul acestor confuzii care au avut loc la voi, în viața voastră, referitor la conflictul ăsta unde voi ați spus nu și v-ați retras, sau ați detectat. Aici regele de monede, regele de bâte și 9 de săbi. Aici vor fi mai multe persoane care vor plânge sau vor avea regrete pentru ceea ce v-au făcut. Poate o trădare foarte mare pe partea financiară sau poate discordii pe care le-au creat în viața voastră, neplăceri, confuzii, stagnare, o chestiune care dura de foarte mult timp. Aici este un rând foarte frumos. Aici este nou început în dragostea al vostru, care vine la pachet cu foarte multă fericire. O persoană care este ori pentru mulți dintre voi o persoană nouă sau o persoană pe care o știți deja, dar aici este o ofertă de pace, cineva care își dorește să fie cu voi. Este ca un fel de totul s-a lămurit. Cineva aici vine cu o ofertă de pace. După cât conflict a fost în viața voastră, asul de săbi, 5 de săbi și ați aflat adevărul, pentru că cineva n-a avut victorie în ceea ce ține de o neseriozitate în care încerca să vă țină din trecutul vostru sau persoanele astea, pentru foarte mulți dintre voi puteau fi persoane de la locul de muncă, rândul ăsta e fantastic, persoane de la locul de muncă, persoane din familie, persoane din neam, din neamul tatălui, din neamul mamei, pentru mulți dintre voi, prieteni, prietene, foști, foste, ok? Dar sunt un grup de oameni. Și eu văd că majoritatea dintre voi, probabil că persoanele astea se învârt în jurul afacerii voastre. Poate a fost o chestiune legată de o aversiune pe reușita voastră financiară. Ori voi vreți să aveți un nou început cu cineva din leu, ok? Sau este o persoană pe care vă doriți foarte mult șanse de cupe și forța. Ori voi aici aveți leu. Pentru că este o ofertă foarte serioasă care vine de o împăcare, de o dorință, de o chestiune, vreau să fiu cu persoana asta sau vreau să-i ofer ceva sau vreau prietenia acestei persoane sau vreau persoana asta lângă mine sau vreau loialitatea acestei persoane. Ori voi sunteți niște persoane foarte loiale și regele ăsta de cupe vă apreciază foarte mult. Poate fi un bărbat din Scorpion, să vă uitați totuși la Scorpion că am văzut acolo foarte mult leu. Regele de cupe? Cine este regele ăsta de cupe care vine către voi cu astea de cupe? Un bărbat care a încetat minciunile? Sau care v-a trădat și v-a mințit? 7 de săbi cu 10 de săbi? Mm-hmm. 9 de săbi. Bărbatul ăsta vă regretă? Ce este 10 de săbi și 7 de săbi? Am înțeles, gata. Da. Deci mesajul ăsta clar este adresat pentru persoanele care aveți foarte mult leu aici și rac. Ok? Pentru că aici este 7 de cupe și regina de cupe. Și la 10 de săbi, deci bărbatul ăsta termină cu o femeie din rac pe Scorpion. Și probabil de asta am văzut și la pești, să vă uitați și la pești. Pentru că termină relația cu femeia asta. Pentru că a înțeles că persoana asta l-a mințit. Poate e o chestiune de familie cu care o termină această persoană. A fost o minciună mare aici și o trădare foarte mare și parcă bărbatul ăsta află de lucrul ăsta. O să spună, îmi pare rău că n-am știut cine m-a ținut în încetinirea asta. Și acum mi-am dat seama. Dar cum își dă seama persoana asta?
Nu se seama această persoană de chestiune asta. Asta de săbii. E un adevăr. Ori persoana asta îl află acolo în mediul în care este, pentru că aici este un adevăr pe care... Cum realizează persoana asta adevărul? Ok. A aflat un adevăr în legătură cu un taur. Ok? Bărbatul ăsta a aflat un adevăr în legătură cu un taur sau căsnicia lui. Căsnicia lui. Ok? 4 de cupe, regele de monede și ierofantul. Și este un bărbat din taur. 4 de cupe și regele de monede. Da, despre o gelozie, o invidie, o răutate a acestei persoane și asta am văzut pe la Scorpion. Ok. Ori o căsnicie pe care persoana asta nu mai dorește, o situație de familie. Este ca și cum cineva spune aici, a, deci familia ta, familia mea ataca persoana asta. Sau datorită familiei mele nu puteam să fiu cu persoana asta. Aici este și o fecioară puternică aspectată care a făcut treaba asta împreună cu aceste persoane. Sau familia mea sau cei din partea mea făceau asta. Este ca și cum voi ați deschis ochii cuiva în legătură cu o chestiune care părea să doarmă. Nu avea claritate. 9 de săbii. Exact, poate fi vorba de familie, vorba de familie, o persoană mai tânără, taur, fecioară, capricorn, un bărbat mai tânăr. Un bărbat mai tânăr din perpec, săgetător. Pentru că aici este carul și 10 de cupe. Cineva spune, îmi pare rău că trebuie să părăsesc persoanele astea. Dar este clar cât de mult rău mi-au făcut. Turnul 3 de săbii, justiția, regele de cupe. Da, lui îi pare rău că trebuie să-și părăsească familia, mediu sau persoanele astea, pentru că este cumva surprins de cât rău i s-a făcut din partea familiei care a stat împotriva relației voastre. Ok? Un complot din partea familiei ca voi doi să nu fiți împreună. Poate pentru foarte mulți dintre voi un complot din partea familiei împreună cu fostul sau fosta acestei persoane. Sau actualul, actuala. Ia să vedem cum vine regele ăsta de cupe către voi cu acest cavaler de cupe. Bărbatul ăsta are și fecioară și pești, posibil, dar este singur. Este singur. Își dorește foarte mult să vă ofere o cupă de dragoste, să se împace cu voi, exact. Mă, cred că aici nu o să o acceptați, pentru că am 6 de săbii, 9 de pentacle și cavalerul de săbii. Aici este o chestiune de cumva nu mi-ai dat cu pasta și ai ales un nou început cu altcineva, iar acum nu te mai vreau eu, pentru că a fost așteptarea prea mare. Probabil că cineva, pentru cineva aici este posibil să spună nu vreau să cred că bărbatul ăsta a luat parte la toată chestiunea asta. Poate că a avut de-a face cu ce făceau oamenii ăștia sau știa. Pentru că cineva spune acum, de ce ți-a trebuit atâta timp să realizezi acest lucru? Sau de ce nu m-ai ascultat mai devreme? Sau acum când ai văzut adevărata fața persoanelor ăstora pentru care m-ai trădat și te-au părăsit toți sau te-au dat toți la o parte sau se întâmplă acest conflict, tu vii către mine. Asul de cupe și regele de cupe. Eu nu cred că mai aveți sentimente. Ori persoana asta se desparte de cineva pentru care nu mai are sentimente. Poate o femeie din berbec, gemeni în balanță, vărsător. Ori va spune, da, 3 de săbii, ori va spune despre cineva. Nu pot să cred că persoana asta fără sentimente mi-a făcut asta. 10 de săbii și 9 de cupe invers. E posibil pentru alții dintre voi persoana asta să termine orice fel de distracție sau de aș mai explora opțiunile. Pentru că își dorește foarte mult să fie cu voi. Aici este echilibru și... Ia să vedem echilibru. E un bărbat din săgetător pe care voi îl alegeți. Și am văzut asta...
cred că și la, cred că aveți aici leu, rac, scorpion, ok? Să vă așa pești. Eu cred că alegeți foarte mult, este un bărbat de scorpion aici. Bărbatul s-a divorțează, termină o situație de familie. Bărbatul ăsta o să recunoască că s-a îndrăgostit de voi, ok? Și că nu-și mai dorește să-și exploreze opțiunile, ori vrea să-și ceară scuze pentru ceva ce a făcut imatur către voi. Am înțeles, ok, fiți atenți. E posibil ca bărbatul ăsta să spună îmi cer scuze pentru ceva ce am făcut din cauza unui bărbat din rac pe scorpion. Ok. Îmi pare rău că am făcut treaba asta. Care era marea preoteasă aici? Bărbatul ăsta din rac pe scorpion, o scorpion sau o fecioară care stătea între bărbatul ăsta din rac pe scorpion și bărbatul ăsta din săgetător, ca el să nu fie cu voi. Am spus, femeia asta, regina de monede, care manipula toată situația. De ce a făcut regina asta de monede asta? Regina de monede, cruzina de monede. De ce a făcut regina asta de monede asta? E o persoană deprimantă, persoană nefericită. Și-a făcut asta cu noul sobit? A vrut să oblige o persoană să stea într-o situație de familie căsnicie forțată? Sau pentru bani? 8 de săbii, 10 de bâte, a vrut să țină un bărbat într-o greutate și niște responsabilități pe care acest bărbat nu mai putea să le ducă. A spus, stai aici, că e bine să stai aici. Dar nu e vorba că a spus. Persoana asta a făcut niște lucruri care nu au fost tocmai creștine. Ca să-l țină departe pe acest bărbat de voi. Adică a fost o chestiune de... Exact ce am văzut la scorpion și rac. Tu nu ești o persoană fericită și este ca și cum persoana asta era nefericită și nu-și dorea ca bărbatul ăsta să fie fericit cu voi, doamne. Și de ce s-a hotărât bărbatul ăsta să vină către voi? Să te uite. Pentru un nou început. De ce cu justiția invers? S-a hotărât moartea cu 7 de... De ce cu moartea și 7 de cupe? Pentru că toți au fost înfrânți. Din spatele lui, cine a stat în spatele lui, toți au fost înfrânți. Sau vor fi înfrânți. Pentru că toți inamici se dau la o parte. Pentru că nu vi s-a făcut justiție. Omul ăsta știe că nu vi s-a făcut justiție. Omul ăsta știe că ați fost tratate urât. Și îi pare rău, posibil pentru dintre voi să facă parte din jocul ăsta, îi pare rău. De ce îi pare rău acestui bărbat? Pentru ce v-a făcut? Că v-a pierdut? 6 de săbi și soarele? Că cu siguranță aveți leu aici. Că v-ați iluminat și ați văzut adevărul? Și îi pare rău că a făcut parte din jocul ăsta? Ce cu 6 de săbi și soarele? Pentru că voi chiar v-ați dorit o relație serioasă cu această persoană. Pentru că v-a mințit sau a încercat să vă inducă în eroare și nu v-a spus treaba asta. Pentru că v-ați luat avânt și mergeți mai departe și nu mai țineți de persoana asta. Ați renunțat la ideea de a mai fi cu acest bărbat. E posibil pentru foarte mulți dintre voi, pentru că bărbatul ăsta poate a făcut treaba asta împreună cu persoanele voastre apropiate sau cu o persoană apropiată din trecutul vostru, ok? Și să regrete că v-a făcut asta cu o persoană chiar din familia voastră sau cu o persoană foarte apropiată vouă. Pentru că aici este 9 de săbi și 6 de cupe. Îi pare rău că voi ați suferit foarte mult în trecut și pentru că persoana asta v-a cauzat mai multă suferință degeaba. Dând satisfacție unui prieten, unei prietene sau cineva cunoscut vouă.
vorba de un săgetător, rac aici, care v-a făcut asta vouă, doamnele, care aveți și leu și rac. Bun. Și urmarea. Concluzia pentru cei din zodia rac. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Concluzia este că suferința voastră și temerile și tot ce a fost mai urât de la voi s-a terminat. Tot mi-o pare legea asta de băte. Concluzia cu legea de băte? Turnul. Concluzia este că cineva iese din tăcere și vrea să spună adevărul. O persoană care se simte singură într-o căsnicie, singur, că este un bărbat. Persoana care vă urmărește și spune te-am trădat. Și îmi pare rău că am făcut treaba asta pentru regele ăsta de cupe. Posibil pentru un bărbat din balanță sau care are și balanță. Concluzia cu regele ăsta de cupe. Marea preoteasă și doi de pentacule. Este un bărbat însurat care a refuzat 4 de cupe, 6 de monede, invers o ofertă serioasă pentru a-și împlini steaua, o promisiune sau un jurământ pe care l-a făcut unui prieten sau cineva apropiat vouă care v-a trădat. 4 de cupe, 6 de monede. Cineva din vărsător implicat aici? Steaua? Bineînțeles că roata se întoarce și s-a întors. 7 de băte invers și 4 de săbii. Exact. Roata s-a întors pentru cineva care a făcut treaba asta. O să mai întreb o dată. Persoana care veți fi împreună într-o relație și ce vă trebuie. Confirmați-mi cine este persoana asta. O persoană divorțată, un bărbat divorțat. Un bărbat divorțat care a încheiat săgetătorii, iaram, echilibru. Un bărbat care a divorțat 10 de săbii, 9 de săbii și încheie suferința sau poate era divorțat deja de cineva din Taur Fecioară Capricorn. Aspectată puternic femeia asta din Taur Fecioară Capricorn. Sau chiar o femeie care are și săgetător. Balanță, mai văd. Poate că divorțase deja sau nu divorțase, dar aici era o suferință prin care el trecea pentru o... pentru o chestiune de o trădare pe care o să afle că femeia asta a făcut-o față de el. Cine e acest bărbat? Cineva care s-a comportat foarte imatur. Asul de bute, 4 de monede. Okay. Poate persoana asta are și copii dintr-o altă relație. Sau poate a stat într-o altă relație pentru un copil. Și posibil copilul nici măcar să nu fie al lui. 6 de cupe, 5 de monede. Nu este copilul lui. Este un bărbat. Nu este copilul lui. 6 de cupe și 5 de monede. Da? El se simte singur în relația asta pe care a creat-o pentru un copil care nu este al lui. Oricum este copilul. Oricum este copilul. Am unei persoane secrete cu care femeia asta a avut o aventură. Cred că este copilul cu marea preoteasă și trei de săbii. Copilul este cu al unui bărbat care nu a vrut-o. Okay.
și nu a iubit-o cu astea de cupe invers. Ok. Copilul este a unei persoane, deci dacă sunteți voi care vă uitați, copilul este a unei persoane care a fost înaintea voastră. Pentru că eu văd aici că era o distanță între voi. O distanță când s-a întâmplat treaba asta. Opte cupe? Copilul este al unui bărbat din Taur. Rege de monede cu hierofantul. Da. Nu mai contează zodia acestei persoane, un bărbat brunet. Dar nici măcar femeia asta nu știe, pentru că îndrăgostiți 7 de cupe. Pentru că au fost mai multe persoane. Voi știți de care parte sunteți în povestea asta. Dacă sunteți domn, cineva v-a practic făcut o chestie de genul ăsta și nici măcar nu este responsabilitatea voastră. Am regina de săbi, regele de bute și regina de cupe. Nu, aici a fost o chestiune, o minciună. Și este ca și cum cineva când află adevărul aici se simte o persoană eliberată. Spune, pentru asta stăteam aici. Sau de asta eram aici. Pentru că intuiția cuiva a strigat la el sau la ea, este un bărbat la el, a strigat la el aici și i-a spus, ceva nu e regulă. Ceva nu este regulă. Nu este. Cineva aici, practic, a simțit adevărul cu totul. Și deși a simțit adevărul, nu știu, e o chestiune de familie. Familia a făcut asta aici. Posibil s-o fi obligat pe cineva să stea într-o situație. Oricineva a vrut să fie nefericit într-o situație. Sau s-a supus să fie nefericit într-o situație care nu-i aparține. Ia să vedem. Ce va face persoana asta care trece prin asta? Ia să vedem. Dacă sunteți voi sau este cealaltă persoană. Hierofantul, pajul de cupe. Ați aflat adevărul. Dacă sunteți voi care vă uitați, ați aflat adevărul. Asul de săbi, 7 de săbi. Ce va face cu asul de săbi și 7 de săbi? Este o durere la aflarea adevărului pe care cineva nu-l acceptă. O secundă. Este o durere de aflarea unui adevăr pe care cineva nu-l acceptă aici. Ori pur și simplu să spunem că nu este vorba de asta, cineva trăiește într-o căsnicie nefericită. Între două urleu, Marea Preoteasă și Soarele. Posibil ca cineva să fie aflat adevărul acum și aici. Ok? Marea Preoteasă cu Soarele. Eu. Posibil ca cineva a aflat adevărul acum și aici. Asta să vii și asta să vii. Da, exact. Luna și 3 de băte. Da, este clar că aici cineva se îndreaptă către o altă energie pentru că renunță la această căsnicie. Că este vorba despre situația de mai devreme sau că este vorba despre o trădare în familie. Sau că este vorba despre cineva care v-a trădat pe voi și regreta acest lucru pentru cineva cunoscut vouă. Indiferent care ar fi situația, cineva începe o nouă relație de dragoste aici. Bun, atât am avut pentru cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.